întreprinderilor mici și mijlocii pentru crearea de locuri de muncă este unul dintre obiectivele candidatului ARD în Colegiul 6 pentru Camera Deputaților, Iustin Fabian Roman. Reprezentantul Alianței România Dreaptă s-a întâlnit cu alegătorii din zona Pieții Abator, cărora le-a prezentat obiectivele cuprinse în platforma sa electorală. Companiile care produc, care extrag gaze de pe platoul Mării Negre, care extrag gaze din județul Constanța, care extrag petrol. Da? Toate aceste companii, inclusiv cele de la Cernavodă, compania nucleară, care produce energie, vrem să creăm un proiect de lege să percepem o taxă de solidaritate. Candidatul ARD spune că repornirea economiei depinde de reactivarea sectorului IMM-urilor. Susținem companiile românești. Este important să se susțină companiile românești, pentru că ăsta este punctul de plecare în care putem să recreăm locuri de muncă. Asta nu înseamnă că nu susținem și investițiile străine, în niciun caz. Dar totuși gândim un pachet de legi, trebuie să gândim un pachet de legi care să susțină aceste companii românești. Reducerea fiscalității, simplificarea legislației și garantarea drepturilor de proprietate sunt câteva dintre măsurile pe care Iustin Fabian Roman le propune pentru susținerea întreprinderilor românești. Candidatul ARD în Colegiul 8 pentru Camera Deputaților a discutat cu electoratul din cartierul Kilometrul 45. De profesie matematician, Gheorghe Andrei le-a împărțit alegătorilor manuale și culegeri de matematică, ale căror coautor este. Reprezentantul ARD, care a mai deținut un mandat de parlamentar în legislatura 1996-2000 și a fost membru al Comisiei de Învățământ, le-a transmis alegătorilor că își va pune experiența în slujba interesului cetățenilor. Vreau să pun o lege de introducerea unei alocații speciale pentru copiii nevoiași. Deci, în afară de alocația de stat, există alocație de școlarizare. O au cehii, o au polonezii. Alocație de școală, încă o alocație. Printre realizările principale ale candidatului ARD Gheorghe Andrei se numără înființarea liceilor Decebal, Traian, George Călinescu și Regina Maria. Ca deputat a contribuit la realizarea statutului cadrelor didactice. La dialogul cu electoratul din Kilometru 45 a participat și George Mândilă, candidatul ARD pentru Colegiul 3 Senat. Candidatul PPDD în Colegiul 1 Camera Deputaților, Mihai Tararache, s-a întâlnit cu alegătorii din Năvodari. Reprezentantul Partidului Poporului a discutat cu locuitorii din zona Pieței Centrale a orașului și le-a expus obiectivele cuprinse în programul său de campanie. Dacă nu venim și vorbim și să spunem lucrurilor pe nume că avem niște proiecte aici pentru Năvodari, sunt niște proiecte aici pentru Năvodari care interesează pe toată lumea. Spitalul, tabăra, portul media. Candidatul PPDD susține construcția unei șosele de coastă care să facă legătura între Năvodari și Constanța, trecerea portului Midia în administrarea orașului și înființarea unei linii de transport în comun cu prețuri decente. Avem aici o echipă de tineri capabili și dornici de treabă care vor să continue aceste proiecte ale primarului Matei. Un alt proiect susținut de Mihai Tararache se referă la redeschiderea dispensarelor comunale și dotarea lor cu câte o ambulanță. Candidatul PPDD este împotriva autorizării gropii de gunoi de la Năvodari.